Descoperire șocantă în gospodăria unui localnic de 39 de ani din comuna Pârscov. Polițiștii au găsit în curtea casei sale cadavrul unui bărbat de 37 de ani din localitate. Victima obișnuia să se interneze periodic la un spital de neuropsihiatrie din județ. De fiecare dată, după o perioadă de maximum 2 săptămâni, acesta revenea acasă. În luna ianuarie, acesta a dispărut din nou de la domiciliu, iar părinții săi au presupus că se află în continuare internat în spital. Abia după 3 săptămâni, părinții s-au alertat și au început să-l caute. După o lună de zile, când am văzut că el n-a mai venit, mi-am dat telefon la spital. Am dat telefon la spital, la Săpoca, la Buzău, și ne-a spus că el nu e internat acolo. Și noi atunci am asezat poliția și a venit poliția și a luat legătura și asta e, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu el. Am fost la poliție, noi la Pârscov, și băiatul ăsta Viorel, care l-a omorât, nu recunoștea, nu spunea absolut deloc. Dar noi am fost siguri că el i-a făcut petrecanic. Căutările au fost reluate în gospodăria unui localnic, prieten de pahar, cu bărbatul dispărut. Polițiști, procurori și criminaliști au întors pe dos casa și curtea săteanului de 39 de ani, asupra căruia se îndreptau toate suspiciunile. Oamenii legii au folosit și un buldoexcavator și au adus la lumină trupul fără viață al celui dispărut. În urma cercetării la fața locului, polițiștii au descoperit cadavrul unei persoane, existând indicii că ar fi vorba de persoana dispărută. Prima ipoteză pe care au luat-o în calcul anchetatorii a fost cea de crimă. Bărbatul în curtea căruia a fost găsit cadavrul a fost reținut pentru 24 de ore și dus la audieri. După necropsia cadavrului au apărut însă date noi. Potrivit anchetatorilor, victima ar fi decedat în urma unei crize de epilepsie, deoarece nu prezenta urme de violență. Așa se face că bărbatul de 39 de ani va fi cercetat în stare de libertate. Localnicii din Pârscov sunt șocați de ceea ce s-a întâmplat în comunitatea lor. Aici, în canal, într-o fântână aici, într-un puț aici. Era îngropat? Și băgat aici, i-a pus un capac peste el. Dar el e dispărut de 3 săptămâni de zile. Așa ce se aude când... Deci și de aici trebuie să știi mai mult vecinii care sunt aici. Cum s-a... Era prieten de pahar, de băutură. E dispărut de vreo lună de zile. L-a băgat într-un hazmat. I-a pus și placă deasupra. Și mie, nu știu ce. Nu s-a apropiat nimeni. Nu știu ce a fost acolo. Doar ce am văzut de aceea de la poartă. Potrivit anchetatorilor, bărbatul suspectat că și-ar fi omorât prietenul i-a luat pensia de handicap de 375 de lei pe care a folosit-o în interes personal. Astfel, suspectul va fi cercetat și pentru înșelăciune. Deocamdată, procurorii au dispus internarea sa pentru investigații la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Săpoca.